După mai multe luni de dezbateri pe proiectele legilor educației și după săptămâni de deliberări în Comisia pentru Învățământ, cele două inițiative legislative care își propun să îmbunătățească sistemul de învățământ din România au fost votate în Camera Deputaților. Proiectul privind noile legi ale educației în învățământul preuniversitar și cel universitar va merge mai departe la Senat, care este cameră decizională. Natalia Intotero, președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, declară că o parte din cele aproape 1000 de amendamente depuse de PSD nu au fost adoptate, dar modificările propuse și adoptate de Camera Deputaților pentru a îmbunătăți varianta trimisă de guvern vor duce la îmbunătățirea sistemului de învățământ din România. Ieri am votat în calitate de primă cameră sesizată proiectele noului cadru legal pentru învățământ. Ne-am exprimat votul cu convingerea și încrederea că vom contribui în mod pozitiv la îmbunătățirea sistemului. Miza este mare și oricine nu simte presiunea momentului se află în eroare. Prin acest vot am influențat parcursul educațional al viitoarelor generații școlare și universitare, a specificat deputatul PSD Natalia Intotero într-un comunicat de presă. Proiectul privind noile legi ale educației în învățământul preuniversitar și cel universitar va merge mai departe la Senat, care este cameră decizională.